Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păreri greșite despre succes. Pune-ți pe inimă aceste lucruri pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 15. Iată câteva păreri greșite despre succes. 1. Noi credem că succesul este imposibil, așa că îl criticăm. Ne dorim să credem că viața ar trebui să fie ușoară, așa că presupunem că tot ce este dificil este imposibil. Apoi, când succesul ne ocolește, ne dăm bătuți și spunem, cine are nevoie de el? Dar atunci când cineva mai puțin merituos decât noi are parte de reușită, ne supărăm foarte tare. O a doua părere greșită despre succes, credem că succesul este mistic, așa că alergăm în căutarea lui. Autorul și antreprenorul Seth Godin spunea, nu mai căuta succesul instantaneu. Medalia olimpică nu se câștigă după câteva săptămâni de antrenament. Nu există capodopere apărute peste noapte. Marile companii și marile biserici nu răsar peste noapte. Fiecare lucru măreț a fost făcut exact în același fel, puțin câte puțin, pas cu pas, picătură cu picătură. Am încheiat citatul. Nu există scurtături. Trebuie să fii dispus să plătești prețul. O a treia părere greșită despre succes. Credem că succesul vine din întâmplare, așa că sperăm să apară. Spunem, s-a întâmplat ca acea persoană să se afle în locul potrivit la momentul potrivit. Șansele să se întâmple asta sunt la fel de mari ca în cazul câștigării la loterie, cam 45 de milioane la una. Dacă îți dorești cu adevărat să ai succes, trebuie să fii de acord cu micul întreprinzător care a lipit următorul afiș în magazinul său. Cele 57 de reguli ale succesului. Regula numărul 1, livrează bunurile. Regula numărul 2, celelalte 56 de reguli nu mai contează. Apostolul Pavel și-a împărtășit formula succesului cu Timotei și este o formulă care funcționează în toate domeniile vieții. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți.